2016 spun că președintele organizației municipale, domnul Cristian Gentea, trebuia încă de atunci să fie candidatul organizației. Eu, stimându-l foarte mult și văzând în dânsul un om foarte integru, foarte bine pregătit spre a merge la primărie, mi-am păstrat această chestiune și de-a lungul timpului, chiar dacă între noi au fost și conflicte firești, umane, normale, de opinii, pentru că așa se naște progresul și din interacțiunea aceasta, nu tocmai plăcută uneori. Am rămas aici, sunt aici, de fapt n-am plecat niciodată și în continuare cred că pe Cristi Gentea ar trebui să-l avem cap de listă. Dar iară nu pot eu să văd numele domniei sale, nu pot eu să-i stabilez lista de priorități. Cred că nici domnul președinte Mânzână, cunoscându-l pe președintele Gentea, ca fiind o fire extrem de serioasă și de puternică. De aceea, indiferent de ce își dorește sau nu dosul, deși mai presus de dorința mea, să vă răspund clar, este dorința de a ieși cu cel mai bun om pe care partidul poate să-l dea, un om susținut de către toată lumea, este irelevant. Sincer, mi-ar plăcea să avem continuitate, mi-ar plăcea să avem încă un mandat, într-adevăr să ducem proiecte la bun sfârșit. Într-adevăr, pot să vă spun să ducem proiecte la bun sfârșit. Că în momentul în care găsești 365 de unități de învățământ cu veciul în fundul curții și mai sunt vreo 4-5 și astea în curs de, în momentul în care e un sistem la 52-54% și te duci, mai avem un pic și atingem 80%, aproape ireal, bine să cred. În momentul în care găsești 6 clase de învățământ profesional și la momentul acesta avem 48 funcționale, adică să vii cu meseriași, cu ofertă în piața muncii, e muncă de niște ani de zile. Când niciodată în istoria FSJ Argeș nu s-a semnat un parteneriat sau un proiect cu finanțare externă. Am venit la, suntem în al doilea an de lucru de implementare cu două proiecte, valoare totală aproape 2 milioane de euro pentru comunitățile școlare de etnie romă din diverse localități ale județului care nu aveau acces la educație, cărora le putem asigura hrană, le putem asigura, să spunem, o mică diurnă, o bursă. Scuzați-mă. Încheiind această cumva mică pledoarie pentru învățământ și pentru munca mea, mi-ar plăcea să am posibilitatea să rămân acolo unde sunt, în ideea că e mai bine să faci iarba pe care o cunoști cel mai bine, decât să te arunci în valuri din dorința de a fi candidat, de a fi primar, de a conduce, nu este genul meu. Dacă voi fi eu numit, este totuși și atunci va fi o mare.